Ține-te bine pentru că asta schimbă totul. Chiar acum FBI a făcut o descoperire șocantă despre P. Diddy care a prins internetul. Probabil îți amintești că în martie casa lui Diddy a fost percheziționată, iar acum conținutul acelei percheziții a fost dezvăluit. Arme, muniție și, vei crede sau nu, 1000 de sticle de lubrifiant. Da, ai auzit bine. Deși unii au transformat asta într-o glumă, inclusiv 50 Cent, adevărul întunecat din spatele acestor obiecte este departe de a fi amuzant. Pe 17 septembrie, Diddy a fost arestat și de atunci noi detalii tulburătoare despre activitățile sale criminale au ieșit la iveală. Avocatul său de luptă, dar lucrurile nu arată bine pentru Diddy. Înainte să continuăm, asigură-te că apreciezi și te abonezi pentru a nu pierde nimic. Și mai șocant este că Diddy este reținut în aceeași închisoare notorie unde au fost ținuți Ghislaine Maxwell și R. Kelly. Actul său de acuzare prezintă o imagine sumbră a presupuselor sale crime, inclusiv extorcarea și traficul de persoane. Cu peste 50 de victime care au ieșit în față, cazul se intensifică, iar miza nu a fost niciodată mai mare pentru unul dintre cei mai mari moguli din muzică. Stai aproape. În martie, casa lui Diddy a fost percheziționată, iar acum rezultatele au fost făcute publice. Printre obiectele descoperite s-au numărat arme de foc, muniție și 1000 de sticle de lubrifiant. Da, 1000 de sticle. Oamenii de pe internet, inclusiv 50 Cent, au luat în derâdere descoperirea ciudată, dar ar putea exista o latură mai întunecată în această poveste. Marți, 17 septembrie, Diddy a fost reținut și mai multe informații despre activitățile sale ilegale au ieșit la lumină de atunci. Actul său de acuzare dezvăluie amploarea completă a crimelor sale, iar el va înfrunta în curând consecințele. Cu toate acestea, avocatul lui Diddy insistă că este pregătit să lupte împotriva acuzaților fără frică. Domnul Combs este un luptător, va lupta până la capăt, este nevinovat. Avocatul lui Diddy pare să fie printre puținii care încă îi susțin nevinovăția, dar având în vedere rolul său, este de așteptat. Ne amintim cu toții când a negat acuzațiile lui Casey Ventura, doar pentru ca un videoclip să apară ulterior în care Diddy agresează fizic. În acest moment, cazul lui Diddy nu arată prea bine, deși întotdeauna există posibilitatea, oricât de puțin probabilă, ca el să nu fie vinovat de acuzațiile grave. Totuși, există o afirmație din partea avocatului său care cu siguranță nu este adevărată. Nu există nicio șansă ca cineva să se bucure de ideea de a înfrunta acuzații de trafic de persoane, mai ales având în vedere condițiile dure din închisoarea în care este deținut. Interviul cu avocatul lui Diddy a avut loc o zi înainte de audierea sa pentru eliberarea pe cauțiune și de atunci am aflat că nu va fi eliberat și va rămâne în custodie până la proces. Imaginează-ți să te trezești într-un conac într-o dimineață de marți și să-ți închei ziua într-o celulă de închisoare. Este o cădere serioasă din grație. Și mai rău este că instituția în care se află, centrul de detenție metropolitan din Brooklyn, este notoriu. Este același loc unde au fost deținut Ghislaine Maxwell și R. Kelly și este cunoscut pentru violență, condiții insalubre și personal insuficient. Rapoartele indică faptul că Diddy este izolat de alți deținuți în prezent. Deși nu știm data exactă a procesului său, este sigur că își dorește să iasă cât mai repede de acolo. Având în vedere condițiile, supraviețuirea până la proces ar putea fi o provocare. Gândește-te doar la ce i s-a întâmplat lui Epstein. Centrul de detenție metropolitan are un istoric tulburător, incluzând rapoarte despre înjunghieri mortale, condiții trai îngrozitoare și chiar viermi în mâncare. Potrivit unui avocat, 4 deținuți au luat propria viață în ultimii 3 ani, iar vara trecută a avut loc o crimă. Nu e de mirare că avocatul Diddy luptă din greu să-l scoate de acolo. Deținuții susțin că înjunghierile au loc săptămânal, unul dintre ei amintindu-și că a văzut pe cineva înjunghiat în ochi cu armă improvizată. Dacă Diddy va fi plasat în cei în urmă în populația generală, lucrurile ar putea să se înrăutățească. Dar chiar și în izolare, condițiile sunt brutale. În 2019, după o pană de curent, peste 1000 de deținuți au fost lăsați în celule înghețate zile întregi. În acest moment, Diddy probabil simte că trăiește un coșmar. A fost acuzat de extorcare, trafic de persoane și transport de persoane pentru prostituție, deși aceste acuzații sunt doar o mică parte din ceea ce îi se reproșează. De pare că există peste 50 de victime și martori. În ciuda gravității acuzațiilor, nimic nu a fost încă dovedit, așa că unii ar putea simpatiza cu avocatul său care a promis că nu îl va lăsa să rămână în închisoare mai mult decât este necesar. Diddy a fost deja în instanță de 2 ori, oferind 50 de milioane de dolari pentru cauțiune, dar judecătorul a respins-o, considerându-l un risc de fugă. Avocatul lui Diddy a încercat să susțină că pașaportul său a fost predat cu luni în urmă și a subliniat activitatea sa caritabilă, dar nimic din toate acestea nu l-a impresionat pe judecător. Judecătorul de la Curtea Districtuală, Andrew Carter, a decis că nicio sumă pentru cauțiune nu ar garanta siguranța comunității sau a împiedicat pe Diddy să contacteze martorii. Procurorul a declarat că Diddy are un istoric
istoric de obstrucționare a anchetei prin manipularea martorilor și răspândirea de narațiuni false. În timp ce Diddy și familia sa trec probabil prin cea mai grea săptămână a lor, 50 Cent profită la maximum de situație. A fost unul dintre cei mai duri critici al lui Diddy și nu a ratat ocazia de a lua peste picior pe Instagram, făcând o referire la cele 1000 de sticle de lubrifiant găsite în casa lui Diddy în timpul percheziției de la începutul acestui an. 50 Cent nu este singurul care este mulțumit de arestarea lui Diddy. Unele dintre femeile care l-au acuzat probabil simt și ele o ușurare. Cu doar o săptămână înainte de arestarea lui Diddy, Dawn Richard, fost membru a grupului feminin Danity Kane, l-a dat în judecată, acuzându-l că a păit-o și amenințat-o. Ea a susținut de asemenea că a fost martoră când Diddy și-a agresat o sa iubită, Casey. Procesul intentat de Dawn vine în urma unor acuzați similare. Mulți spun că Diddy nu i-a plătit pentru munca lor. Deși Diddy este foarte bogat, se pare că problemele financiare l-ar putea ajunge din urmă din cauza numeroaselor bătălii legale cu care se confruntă. Așa cum era de așteptat, avocatul lui Diddy a negat acuzațiile, susținând că afirmațiile lui Dawn sunt o încercare fabricată de a obține bani. Ea argumentează că momentul este suspect, coincizând cu lansarea albumului și turneul de presă al lui Dawn. Avocatul lui Diddy a folosit apărarea similară în alte cazuri, insistând că clientul său este nevinovat și că acuzatorii doar urmăresc să obțină bani de la el. Se pare că procesul lui Dawn a fost încurajat de alte persoane care au ieșit în față, inclusiv Casey Ventura, fosta iubită a lui Diddy. Casey a intentat un proces în noiembrie 2023, acuzându-l pe Diddy de forțare și abuz fizic în timpul relației lor. Deși au ajuns rapid la o înțelegere, zvonurile sugerează că suma de bani plătită a fost substanțială, în ciuda acordului avocatului Diddy, care a susținut că înțelegerea nu reprezintă o recunoaștere a vinovăției. Totuși, în martie 2024 a apărut un videoclip care arată cum Diddy o atacă fizic pe Casey într-un hall de hotel, deși Diddy și-a cerut scuze, echipa sa juridică a dat inițial vina pe Casey pentru altercație. Dacă te întrebi de ce Diddy nu a fost acuzat pentru acest atac brutal, rolul procurorului districtual din Los Angeles a explicat motivul. Ei au recunoscut existența unui videoclip care îl arată pe Sean Combs atacând o tânără femeie în Los Angeles și au admis că imaginele sunt tulburătoare. Cu acestea au clarificat că, deoarece evenimentul a avut loc în 2016, acesta este în afara termenului legal pentru a fi urmărit penal. În prezent, nu există un caz activ împotriva lui Diddy pentru atacul asupra lui Casey, deși procesul ei anterior evidențiază incidentul și include detalii cheie care se leagă de problemele legate în curs ale lui Diddy, inclusiv motivul pentru care judecătorul i-a refuzat cauțiunea. Plângerea lui Casey sugerează că Diddy a plătit $50,000 hotelului pentru a obține videoclipul, ceea ce reprezintă un alt exemplu despre cum ar fi folosit averea și influența sa pentru a evita consecințele legale. Un nou proces intentat de Dawn Richard oferă mai multe detalii despre abuzul pe care Casey l-ar fi îndurat. Dawn susține că l-a văzut pe Diddy lovind-o pe Casey de mai multe ori, inclusiv într-un incident în care a lovit-o cu pumnul în față. Dawn afirmă de asemenea că Diddy i-a aruncat o tigaie cu ou fierbinți și a agresat-o fizic în fața altor celebrități. Ori de câte ori încerca să o ajute pe Casey, Dawn spune că Diddy devenea furios și amenința viața. Procesul său susține chiar că Diddy se lăuda cu faptul că are puterea de a face oameni să dispară. Acum aflăm că aceste afirmații despre legăturile puternice ale lui Diddy și capacitatea sa de a influența persoane cheie ar putea fi mai mult decât simple zvonuri. Un bărbat pe nume Rodney Jones, cunoscut sub numele de Lil Rod, are propriul proces în care îl acuză pe Diddy că a încercat să folosească relația sa cu episcopul T.D. Jakes pentru a rezolva problema cu Casey. În februarie 2024, Lil Rod a șocat pe mulți prin depunerea unui proces de 100 de pagini care detalia numeroasele crime pe care Diddy le-ar fi comis, inclusiv abuzul și traficul de persoane, precum și acuzați implicând alte celebrități și apropiați al lui Diddy. Rod, un producător muzical, spune că l-a cunoscut pe Diddy în august 2022, când acesta i-a cerut să lucreze la noul său album, The Love of the Greed. După ceea ce a început ca o oportunitate de vis, s-a transformat rapid într-un coșmar. Între septembrie 2022 și noiembrie 2023, Rod susține că a ajutat la producerea a 9 piese, dar a fost obligat să locuiască cu Diddy în tot acest timp. A ratat evenimente de familie și sărbători, dar sacrificiile personale au fost minore în comparație cu ceea ce spune că a experimentat. Procesul lui Rod afirmă că a fost martor la consum de substanțe legale, abuzuri și alte acte criminale, inclusiv servirea de alcool minorilor. Diddy nu este singurul nume menționat în proces. Actorul Cuba Gooding Jr., cunoscut pentru rolul său și câștigător de Oscar în Boys in the Hood, este și el acuzat. Rod susține că Diddy l-a manipulat pentru a se angaja în acte intime cu Cuba și că a fost agresat de actor. Gooding, care s-a confruntat cu acuzații anterioare de conduită necorespunzătoare, a emis o declarație în apărarea sa împotriva noilor acuzații. Deci susține că abia îl cunoaște pe Diddy și a numit procesul ridicol, cazul prezintă imagini care par să-l arate pe Cuba Gooding Jr. într-un moment foarte intim cu Lil Rod. Este greu de negat că persoana din fotografii seamănă foarte mult cu Cuba Gooding Jr. și cu mâinile sale peste Rod, acuzațiile de agresiune nu par atât de improbabile. În plus, mai multe persoane cunoscute
incidente sunt menționate în procesul lui Road. Unul dintre aceștia este faimosul pastor, episcopul T.D. Jakes, despre care se spune că ar fi fost implicat de Diddy pentru a ajuta la reducerea impactului negativ al cazului Casey Ventura asupra reputației sale. Deși acest lucru nu dovedește implicarea lui Jakes în activitățile ilegale, i-a făcut pe mulți să se întrebe despre legătura sa cu Diddy și petrecerile sale notorii. În 2022, un videoclip cu T.D. Jakes la petrecerea de 53 de ani a lui Diddy a devenit viral pe Facebook. Chiar și fără acuzații de acte criminale, petrecerile lui Diddy au fost mereu cunoscute pentru natura lor sălbatică și păcătoasă, iar mulți se întreabă de ce un pastor ar participa la un astfel de eveniment. Un purtător de cuvânt al lui Jakes a explicat că acesta a trecut doar pentru scurt timp, deoarece se afla în oraș. O parte cheie a proceselor împotriva lui Diddy este natura explicit intima petrecerilor sale, cu acuzații care avea loc acte homo. Mulți consideră că este inadecvat ca un pastor să participe la astfel de evenimente și e greu să argumentez contrarul. Deși poate nu vom afla niciodată pe deplin ce s-a întâmplat la petrecerea de 53 de ani a lui Diddy în legătură cu T.D. Jakes, fostul bodyguard al lui Diddy, Gene Dill, care a participat la multe dintre aceste evenimente și a împărtășit gândurile. L-a menționat că în trecut comportamentele intime extreme erau ținute în spatele ușilor închise, dar acum sunt la vedere, sugerând că episcopul Jakes ar fi fost martor la un comportament neadecvat. Cuba Gooding Jr. și T.D. Jakes sunt doar câțiva dintre figurile proeminente menționate în procesul lui Rod, deși unele nume au fost ascunse, provocând o curiozitate răspândită. De la procesul din februarie, zvonuri despre implicarea lui Meek Mill a apărut frecvent. După arestarea lui Diddy, un clip audio scurs a devenit viral, cu oameni susținând că arată pe Diddy și Meek Mill într-o întâlnire intimă. Meek Mill a negat constant atât aceste acte și acuzații, cât și cele anterioare, spunând: ne acuză că suntem informatori și totuși generăm sute de milioane din muzică. Nu e o coincidență că ne acuză că toți suntem informatori. Procesul lui Road atinge probleme legate de șantaj, susținând că Diddy are înregistrări compromițătoare cu mai multe celebrități implicate în activități intime. Pe măsură ce cazul progresează, mulți așteaptă la alte dezvăluiri, deși multe dintre plângerile recente au fost depuse în ultimul an. Unii bănuiesc că presupusele acțiuni ale lui Diddy datează de mai mult timp. Procesul lui Road a strânit o mare curiozitate datorită implicării unor nume de renume precum Cuba Gooding Jr. și T.D. Jakes, dar și a numelor ascunse cu zvonuri care circulă despre Meek Mill și Diddy. Deși Meek Mill a negat acuzațiile, cazul continuă să scoată în evidență acuzații grave de șantaj care implică înregistrări compromițătoare cu celebrități. Pe măsură ce procesul avansează, sunt așteptate mai multe dezvăluiri. Asta e tot pentru actualizarea de astăzi despre descoperirea șocantă a FBI-ului legată de P. Diddy. Lucrurile se încălzesc rapid și aceste noi dovezi cu siguranță vor agita și mai mult apele. Ce părere ai despre aceste ultime evoluții? Împărtășește comentariile tale mai jos și nu uita să dai like și să te abonezi pentru a rămâne la curent cu toate știrile de ultima oră.